Bun. Am dat drumul și la înregistrare. Ok. Pentru seara asta, programul. Întâi, ca de obicei, în prima parte, câteva aspecte fundamentale legate de calendarul economic al săptămânii astea, care e foarte important. Doi, câteva aspecte tehnice legate de graficele cele mai importante din perioada asta. Știi că mulți sunteți focusați pe EURUSD și Forex, dar săptămâna asta nu acolo e epicentru piețelor financiare. Din punctul meu de vedere, săptămâna asta Forex-ul sau perechile de Forex sunt mai curând un fel de remorcă decât motor. Bun, și la sfârșit să facem și despre un indicator, tutorial. Am ales RSI de data asta, oscilatorul. Bun. Pe scurt, calendar economic, săptămâna asta. Săptămâna asta este foarte importantă din punct de vedere al unsurilor macroeconomice, pentru că am avut de fapt patru ședințe de, sau în total avem patru ședințe de politică monetară. Am avut deja una în Australia. Dobânzile au fost menținute. O să vedem imediat impactul asupra dolarului australian, după care mai avem o zi foarte importantă, și anume joi, când avem ședința de politică monetară a Băncii Centrale a Angliei, important pentru liră, și cea mai importantă ședință de politică monetară, tot joi, ședința Băncii Centrale Europene, plus conferința de presă aferentă, care va fi la ora 3 și jumătate. Strict pe piața Forex, asta va fi cel mai important eveniment al săptămânii, conferința de presă. Bun. De ce e important? Odată, săptămâna este foarte importantă din considerente tehnice, dar asta o să vorbim imediat în partea a doua. Din considerente însă macroeconomico-politice, e prima conferință de presă a Băncii Centrale Europene, pentru că tot Europa e epicentrul problemelor. E prima conferință de presă după situația din Italia. Și este vorba de o situație în care populația dintr-un stat mare, foarte mare, important al Uniunii Europene, a spus nu austerității, nu mai vrem austeritate. Populația a votat, cumulat dacă vreți, în proporție de aproape 60%, niște lideri politici care au venit cu un sau care au un numitor comun în mesaje. Ne ducem să negociem cu Bruxelles, cu Banca Centrală Europeană, să ne dea mai mulți bani, sau părăsim zona euro și revenim la liră. Hai să spunem că cam asta ar fi numitorul comun, cât de cât al mesajelor politice din Italia. Știu, n-a ieșit, practic acolo e o remiză, de fapt, și alegerile vor fi luate, pentru că nu e nimeni care să și făcut majoritatea, dar dacă îi cumulezi, sau cumulezi după puncte comune, 60 ceva la sută Berlusconi și Beppe Grillo, cam asta e numitorul comun. Nu mai austeritate, o prostie, nu numai, vă dăm bani. Trebuie însă să-i luăm de la Banca Centrală Europeană, să-i tipărească aia. Dacă ea nu vrea să-i tipărească, nu știu, ieșim din zona euro, face referendum să ieșim din zona euro, dăm foc la zona euro, nu știu, facem ceva, dar sacrificăm zona euro și noi să facem rost de bani. Bun. După, alt exemplu, în weekend, acum, au avut loc manifestații de stradă în Portugalia. Pe aceeași problemă. Am austeritate și nivel de trai prost, șomaj mare, etc. Ceea ce e normal, mișcarea asta de protest ieșit în stradă capătă o proporție din ce în ce mai mare în Europa. Dacă te uitați, sau dacă vă uitați pe grafice cu șomaj, șomajul în Uniunea Europeană a tocmai atins un nou maxim istoric. Cer scuze. E normal ca mișcările de stradă să crească. Când n-ai job, când n-ai nici bani, ce poți să faci? Stai cu minte? Nu, ieși în stradă. În Portugalia, în weekend, au fost ceea ce s-a scris ca fiind, mă rog, n-am măsurat eu cu șublerul, dar s-a scris că în Portugalia a fost cea mai mare mișcare de stradă din totdeauna. Așa a și fost.
Oricum, au fost niște mișcări de stat de foarte mari, asta e clar. Dacă au fost cele mai, nu știu. Dar au fost mișcări de stat de foarte mari. Grecia, săptămâna trecută a fost în grevă generală. Probabil va fi din nou, e doar o problemă de timp acolo pentru că situația se înrăutățește. Spania, mișcări sociale. Bun. Pe fondul ăsta, pe fondul din ce în ce mai multe țări ies în stradă împotriva măsurilor de austeritate. Vrem bani, vrem bani, vrem bani. E clar că se așteaptă un răspuns din partea singurei instituții care poate să dea bani în Europa. Adică să-i tipărească, dar să-i dea. Banca Centrală Europeană. Deci după șocul ăsta politic, dacă e șocul ăsta electoral politic din Italia, e prima conferință oficială. Bun, ce o să spună Mario Draghi? Da, ce se așteaptă sau un posibil a răspuns așteptat de piețe? Da, bine, sunt două variante. Ori să ignore complet situația politică, deși conferința de politică monetară are două părți. Una care e o prezentare, Mario Draghi citește o prezentare, un raport, bla bla bla, da? Ăla de obicei nu prea îi adorme pe toată lumea. După care vine o sesiune de întrebări și răspunsuri, în care jurnaliștii îi pun întrebări. Bag mâna în foc că o să fie o grămadă de jurnaliști care să-l întrebe. Bun, ați văzut ce s-a întâmplat în Italia, da? Ce faceți? Bine, el clar poate să pareze răspunsul că suntem bancă centrală, nu avem noi treabă cu mișcările sociale și cu asta, dar așa strict, dacă vrea să pareze întrebarea, poate. Dar e clar că o să fie asaltat de ziariști cu problema asta. Ce faceți? Pentru că, uite, populația este în stradă. Și atunci sunt două variante. Ori să nu să refuze complet să discute problema, ori să dea un semnal cumva că ar putea să ia niște măsuri și ceva să intervină. În cazul în care ar intui sau ar da un răspuns, nu o să spună clar, o să tipărim ca să dăm bani la toți aia, nu, dar în cazul în care o să spună, cum am mai zis în trecut, o să facem orice ca să salvăm euro, ar putea să spună tot ceva de genul ăsta, așa, să dea de înțeles că suntem pregătiți să intervenim dacă situația se înrăutățește. Deci poate să intervine ceva de genul ăsta, mai rar, dar s-a mai întâmplat din partea lui Mario Draghi. Repet, mai rar, nu e imposibil. Și atunci e clar că asta va fi atenția piețelor. Va da drumul Draghi la lichiditate sau există premise să dea drumul la lichiditate în cazul în care măsurile, în cazul în care presiunea socială crește și măsurile economice nu măsurile economice de până acum nu aduc creștere economică? Va cam trebui din punctul meu de vedere, pentru că presiunea străzii nu poate să aibă decât o singură direcție de dezvoltare, în sus, din ce în ce mai mare. Bun, din punctul meu de vedere, pe Europa și pe piața Forex, ședința de politică monetară de joi va fi punctul culminant. E la ora 3 și jumătate, e transmisă cam pe toate posturile de știri importante de afară. Se poate vedea online, pe orice site, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, pe site-ul Băncii Centrale Europene, nu știu, căutați în Google conferință presă ECB și o să vedeți 15 milioane de link-uri unde puteți să urmăriți conferința aia în timp real. Trebuie doar să știe engleză. Bun, repet, ăsta este din punctul meu de vedere punctul culminant pe piața Forex. Cel puțin din punct de vedere al calendarului. Bun. E și pe site-ul lor. E chiar și pe site-ul Băncii Centrale Europene. Există acolo un link. Te dai click pe el, deschide o fereastră, un streamer de ăsta video și poți să vezi conferința. Bun. Ce am mai avut? Și aici o să mergem un pic pe AUD/USD. AUD/USD.
USD. Săptămâna asta a fost ședința de politică monetară pentru Banca Centrală a Australiei și banca a ales să mențină dobânda pe dolarul australian. Iar dolarul australian a avut o revenire foarte puternică. De ce? Pentru că au existat câteva zvonuri, să spun, cum că datorită încetinirii economice, datorită faptului că și China are o oarecare încetinire economică, atunci s-ar putea ca Banca Centrală Australiei să scadă dobânda. Ai, uite că n-au scăzut-o. Și atunci, pe unele așteptări că s-ar putea scădea dobânda, n-au scăzut-o și a crescut destul de puternic de la începutul săptămânii dolarul australian. Dacă vă uitați așa la mișcare, e destul de mare. În total a fost o mișcare de aproape 100 de pipi și aici în sus, brusc după conferință. Deci o mișcare destul de măricică, declanșată de conferință. Nu știu dacă o se întâmple la fel și pe euro, habar n-am, poate să fie non-event. Dar sigur, sigur poate să declanșeze și conferința de politică monetară a Băncii Centrale Europene mișcări de genul ăsta așa importante. Așa că, evident, e foarte importantă ședința de politică monetară a Băncii Centrale Europene. Are posibilitatea să declanșeze mișcări importante. Bun. Acum, o să mergem și la celălalt factor foarte, foarte important, care spuneam că mișcă piețele și care, din punctul meu de vedere, nu are directă legătură cu piața Forex. Și nu este, nu este motorul în piața Forex, ci pe piața bursieră și de acțiuni din Statele Unite. Și anume este vorba de praguri, de fapt, dar din punctul meu de vedere unul singur contează cu adevărat, cu adevărat. Pragul tehnic de pe S&P 500. Dacă ne uităm în trecut, linia asta roz de aici, mov, magenta, este maximul istoric pe S&P 500, care a fost atins în 2007. Mergem acum, fast forward rapid, și mai e foarte puțin, foarte puțin, adică nici 2%, mai puțin de 2%, cred, până la... Deci acum S&P este 1541, la 1575, e maxim istoric pe S&P 500. Dow Jones deja a făcut noi maxime istorice. Dar linia asta e, linia asta galben era, de undeva un pic mai sus, cred, dar linia asta galben era foarte aproape de maxim istoric pe Dow Jones. Și Dow Jones l-a depășit. S&P 500 mai are un pic. Și de asta spuneam, e foarte important. În România, mediatizarea indicelui Dow Jones a fost foarte mare. Nu știu exact de ce, dar în România cei mai mulți urmăresc Dow Jones. Așa s-a împământenit la noi. Pentru americani însă e mult mai important S&P 500. Ei, cel mai, dacă întrebați un american care este indicele de referință al lor, nu o să vă zică Dow Jones, o să vă zică S&P 500. Dow Jones este păstrat ca un indice așa, hai să spunem, cu o valoare istorică, dacă vreți, foarte mare și un indice oarecum de prestigiu, că e de la 1900, nu știu cât, foarte, de la 1920 și ceva, dacă nu mă înșel, a fost introdus, că e un indice foarte vechi, e prestigiu, dar indicele de referință al bursei din Statele Unite, pe New York nu este Dow Jones, ci S&P 500, Standard & Poor's. Dacă e să vă uitați la numărul de contracte tranzacționate, ei diferență imensă. Nu se tranzacționează Dow Jones, ci S&P 500. Futures-ul, de departe, cel mai activ futures pe un indice bursier din America nu este pe Dow Jones, este ES pe S&P 500. Cel mai activ ETF fond care urmărește un indice nu e DIA, e SPY, ETF-ul pe S&P 500. Deci, din punct de vedere al relevanței, S&P 500 este mult mai important pentru mult mai important pentru tot tradingul, toată lumea bursieră din America, ce face S&P 500, nu ce face Dow Jones.
Avem o întrebare. Ce șanse dați la short pe S&P 500 din acest punct? Ce stop loss ar trebui luat? Șanse zice că e destul de mare, doar că trebuie să îți iei un stop loss clar semnificativ peste maximul istoric. Adică părerea mea este că e șansă foarte mare ca indicii să-și depășească maximul istoric. Așa cum a făcut-o și Dow Jones, părerea mea că e foarte probabil să facă și S&P 500. Și am să vă explic exact și de ce. De ce cred eu asta. Bun. Ok. De ce în general, și o să vă dau câteva exemple după aia. Se cheamă paradigma indicatorului perfect și am mai vorbit și săptămâna trecută despre chestia asta. Pe termen scurt și relativ scurt, scurt nu înseamnă neapărat de 5 minute, poate însemne și câteva zile, poate chiar și câteva săptămâni, depinde de mișcare și de amploarea mișcării în general și a fenomenului. Dar pe termen scurt, tranzacționarea pe orice piață financiară este un joc în sumă nulă, adică nu se creează bani, nu se pierd bani, ci se transferă bani. Creștere economică există, dar există pe termen lung, adică o societate, Google, Facebook, nu știu, JP Morgan, Exxon Mobil, Ford, Mercedes, n-au ajuns societăți mari în 3 zile. A ajuns în ani, zeci de ani mari. Bun. Pe termen scurt, însă, repet, nu se creează valori pe bursă sau valori în general, ci doar se transferă bani prin speculații. Bun, ține minte asta. Pe termen scurt, tot tradingul, toată piața financiară e un joc în sumă nulă. Bun, paradigma indicatorului perfect. E în felul următor. Dacă ar exista un indicator perfect, să zicem, teoretic ar exista, și el ar da un semnal, să zicem, de cumpărare, ce ai fi tentat să faci? Normal, să cumperi, că indicatorul perfect a dat semnal de cumpărare. Bun. Dar pentru că pe termen scurt piețele financiare sunt un joc în sumă nulă, cineva trebuie să ia cealaltă parte a trade-ului tău, de să-ți fie ție contraparte. Adică tu cumperi, ca așa zis, indicatorul perfect, ălalt trebuie să vândă. Dar cine ar vrea să vândă contra indicatorului perfect? Asta este odată, se cheamă paradigma indicatorului perfect și e clar o dovadă pentru care nu poate exista un indicator perfect, pentru că nu toată lumea poate să câștige. Fiind un joc în sumă nulă, cineva pierde, cineva câștigă. Mai cum să fie aia altfel. Bun. Ok. Ce vreau să spun sau unde vreau să duc cu lucrurile, chestia asta? În ultima perioadă, lichiditatea pe bursa din Wall Street a fost destul de slabă. A avut loc și un eveniment relativ negativ, dar nu foarte negativ. Alegerile din Italia. Nu foarte negativ pentru că pe termen scurt nu are un impact clar negativ. Sunt așa un lucru rău, uite, niște chestii, italienii nu prea mai au la suflet zona euro și moneda euro, dar pe termen scurt nu se întâmplă nimic, că nu este aia cu furcile și cu pistoale până Europa să se războiască. Stau încă cu minți acolo în Italia, doar că nu le mai place ceva. Bun, dar pe termen scurt nu e un lucru groaznic de rău. Și cu toate astea, piața atunci a picat foarte puternic. Am avut, nu știu, 3% în două zile pe America, Italia și Europa nu mai vorbesc. Bun. Volum mic, cu o știre proastă, dar nu foarte, bursa a picat foarte mult. Nu prea există cumpărători. Ok, bun. În cazul în care cineva ar vrea să vândă, cineva ar vrea să descarce ceva. Deci gândiți-vă la cineva, nu la un jucător mărunt. Cineva care are foarte multe acțiuni. Foarte, foarte multe acțiuni. Deci are poziții foarte mari. Cum poate cineva să vândă foarte mult? Păi fiind pe termen scurt piața un joc în sumă nulă, poate cineva să vândă foarte mult doar dacă
cineva îi cumpără toată suma pe care vrea el să o vândă. Bun. America, din punct de vedere economic, nu o duce foarte bine. Pe ultimul trimestru a fost chiar recesiune, ușor. Datele economice, indicatorii de sentiment arată doar un fel de stagnări sau niște creșteri așa, le măsori cu micrometru. Întrebarea, există doar indicatori care uneori se confirmă și altădată? Nu. Depinde de mult de condiții din piața economică, politice fundamentale. Etică. Ideea că indicatorii care îi folosiți să se confirme de cât mai multe ori și apoi cei mai buni sunt cei care îi știți, care bineînțeles s-au confirmat. Indicatori care uneori se confirmă. Dacă e vorba de indicatori economici, sunt aceiași indicatori, dar din punct de vedere economic, America nu o duce foarte bine. Eu nu o să intru foarte, foarte mult în detalii, dar e o decorelare destul de mare între bursă și economia reală a Americii. Mă rog, bun. Pot să spun doar ceva de genul ăsta, că trimestrul. La ultimul sezon de raportări din ianuarie, dezamăgirea a fost destul de mare și profiturile au fost mult sub așteptările pieței și totuși piața n-a căzut. Indicatorii economici care au venit în ultima perioadă arată ori o stagnare economică, ori o creștere, dar creștere așa micrometrică, care e de fapt tot un fel de stagnare. Așa. Bun. Ok, dacă cineva ar vrea să vândă, hai să mai luăm și altfel, hai să mai uităm un pic și la timing în trecut. Hai să ne mai uităm și la timing pentru că poate să spună și asta. Când am avut maxime în anii trecuți, maxime, am avut aici în, hai să vedem graficul ăsta săptămânal, deci am avut în, aici era în luna a patra. Deci în luna a patra am avut niște maxime în 2011. În 2012 am avut maxime în luna a treia. Și am mai avut niște maxime, da, am avut o scădere foarte puternică la jumătatea anului. În prima parte am avut un maxim până luna a treia. În 2010 am avut un maxim în luna a patra, aici. În 2008 a fost colaps total. În 2007 am avut maxime. 2007, 2006, 2007. Am avut o scădere destul de puternică în februarie aici, după care am avut noi maxime prin vară. Așa a fost un an așa un picuț mai atipic. Bun, însă în anii trecuți am avut în general maxime undeva prin aici în februarie, martie, aprilie, cam așa, chiar și mai. Bun. În cazul în care cineva ar vrea să vândă, repet, cineva cu foarte, foarte, foarte mult de acum ar vrea să vândă, are nevoie să-și facă rost de cumpărători. Volumul a fost însă foarte slab în ultima perioadă și dacă cineva vrea să vândă puternic și o face cum a făcut atunci la Italia, face praf bursa, pentru că pică foarte puternic, n-ai cui să vinzi. Și atunci, cum poți să faci rost de cumpărători? Să vă dau câteva titluri pe care le-am citit săptămâna asta în Reuters. Sau nu titluri, niște rezumate de articole pe care le-am citit în Reuters săptămâna asta. Erau de luate diferite păreri ale unor, nu știu, tip din piață, ceva de genul ăsta. Și rezumatul părerilor respective era ceva de genul ăsta, că da, toți de aici, de pe Wall Street, știm că există oarecare, ei folosesc termenul de Wall of Worries, adică există multă nesiguranță în piață, ceva de genul ăsta. Că știm că foarte mulți de aici, de pe Wall Street, realizăm că datele economice nu sunt foarte bune, nu știu ce, dar dacă cumva piața face noi maxime istorice,
Atunci înseamnă că acțiunea prețului, de fapt, că și prețul are întotdeauna dreptate, acțiunea prețului sugerează că, de fapt, lucrurile nu sunt chiar așa de rele și că atunci rallyul e mult mai sustenabil decât credem noi în ciuda tuturor întrebărilor sau, hai să spun, nu întrebărilor, ci tuturor nedumerilor astea sau îngrijorilor pe care o avem. Deci, cu alte cuvinte, mulți investitori sunt încă temători că situația economică nu e chiar așa de bună, dar dacă cumva bursa și acțiunea prețului, price action, spune că ar fi de cumpărat, deci face noi maxime, înseamnă că totuși situația nu e chiar așa de rea și rallyul poate continua, nu știu ce. Bun. Cam asta e o părere pe care am găsit-o în foarte multe articole din ultima perioadă. Cred că puteți să dați și acum. Pentru că astăzi Dow Jones a făcut noi maxime istorice și dacă dați pe Wall Street, Bloomberg sau CNBC, nu știu, ceva de genul ăsta, sunt convins că veți găsi titlul de genul ăsta, că da, e un semnal foarte puternic pozitiv faptul că indicele Dow Jones a făcut noi maxime istorice. Și cam care e mesajul? Activitatea economică, da, nu e chiar așa de bună, dar uite, faptul că bursa reușește să facă noi maxime înseamnă că e o confirmare a faptului că trendul este foarte puternic și că, de fapt, e mai bine decât credem noi că ar fi. Bun. Asta e ce am găsit scris foarte, foarte, foarte mult prin presă. Așa o fi oare? Bun. În condițiile în care mulți ar crede chestia asta, în condițiile în care mulți mai shortează indicii, unde e foarte probabil să fie puse ordine fie de stop loss, fie unde ar fi mulți dispuși să intre. Și e vorba de mulți în sensul de nehotărâți. Sunt foarte mulți jucători, în special mai neexperimentați, care sunt foarte nehotărâți să intre pe bursă, pe orice piețe financiare. Și așteaptă foarte multe confirmări din presă, de la prieteni, de la broker, de la rude, nu știu, toată lumea să-i spună același lucru. Și după ce aude foarte multe confirmări, atunci intră el la E. În general, când toată lumea gândește într-un fel, atunci e punct de întoarcere. Bun. Și dacă ne luăm după extreme de genul ăsta, cineva care ar shorta piața, unde ar putea să aibă stop loss? Păi, în mod normal, un stop loss sau ordine tip stop loss pentru o poziție short ar fi undeva peste maximul istoric. De ce? Pentru că te gândești ceva de genul ăsta, bun, dacă bursa e atât de puternică, a făcut noi maxime istorice, păi nu vreau să mai fiu short în piața aia. E riscant să fii short când face noi maxime, ca depăși maxime istorice. Deci, Fed tipărește, crește bursa, excelent. Invers, aute, Dow Jones a făcut noi, sau S&P, sau nu știu ce, a făcut noi maxime istorice, deci a spart fostele maxime, o să scrie toată presa, o să scrie despre chestia asta. Acum e de cumpărat, acum e gata, am depășit criza, de acum numai lapte și miel o să curgă în continuare. Și ce se întâmplă când și dacă indicii vor, eu cred că vor depăși, tocmai din cauza asta. Foarte mulți nehotărâți, foarte mulți care shortează au stopuri peste maximul istoric la S&P 500. Ce s-ar întâmpla dacă indicii ar depăși respectiv? Evident, cei care ar vrea să primească 11 milioane de confirmări, ar primi 11 milioane de confirmări care scrie până toată presa de chestia asta, cei care au ordine de tip stop loss ar cam trebui să și le închidă, că asta e, au pariat greșit. Ce înseamnă asta pentru piață? O avalanșă de ordine de buy. O avalanșă de ordine de buy, când îți închizi stop loss, tu de fapt cumperi. Deci ești cumva forțat să cumperi, că nu faci ca să ții profit, o faci ca să limitezi pierderea, dar cumperi. Când cumperi că scrie toată presa, cumperi. Bun. În momentul respectiv, multe ordine de buy, multe ordine de cumpărare, automat trebuie să fie servite
de o cantitate foarte mare de vânzare. Și întrebam mai devreme, cum poți să faci ca să faci rost de cumpărători? Trebuie pur și simplu să ai un semnal foarte, foarte puternic, pozitiv, mediatic, că e bine. Care ar fi un semnal, cel mai puternic semnal pozitiv, mediatic și dat și de grafic în sine, de acțiunea prețului? Noi maxime pe S&P 500. În cazul în care S&P 500, care, repet, S&P 500 nu Dow Jones, este indicele de referință al Americii, ar fi un semnal mediatic foarte, 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 foarte puternic. Din punctul meu de vedere, cine ar vrea să vândă, atunci ar putea să o facă serios. De ce? Pentru că atunci vor intra foarte mulți întârziați care au așteptat 5.000 de semnale și atunci vor fi mâncați de stop loss foarte mulți shorter care n-au fost foarte inspirați. Din punctul ăsta de vedere, cel mai important eveniment tehnic din perioada următoare va fi depășirea, care s-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie. Eu cred că va fi. Asta este părerea mea. De ce? Pentru că, repet, dacă vrei să descarci, deci jucător foarte mare, dacă vor să descarce, o să semne, asta atunci, în general, indice trebuie să depășească sau să dea un semnal puternic de cumpărare, care să fie un semnal fals, din păcate. Și un semnal foarte puternic de cumpărare n-ar fi decât dacă S&P 500 și-ar depăși fostele maxime. Hai să vă dau câteva exemple. De exemplu, AUD-USD. Dacă ne uităm pe dolarul australian în trecut, vedem că linia asta galbenă de aici. Și dacă zicem că nu știam exact, aveam linia asta galbenă. Să fac un pic mai groasă. Asta. Linia asta a fost sau era de presupus că e un suport destul de puternic. Deci a fost aici, a fost aici suport, a fost un pic și aici, a fost aici rezistență, aici din nou suport, dar ultimele două minime fuseseră pe linia asta aici. Ultimele două minime. Ce se întâmplă și de ce se întâmplă așa? Tocmai datorită paradigmei indicatorului perfect. În mod normal ai un suport. Cum te-ai așteptat să se comporte suportul ca la carte? Adică să ajungă prețul până acolo, să nu treacă de suportul ăla și să revină, să o ia din nou în sus. Așa ar fi evoluția ca la carte. Nu se întâmplă așa. Și ce se întâmplă? Păi, mergem pe 4 ore. Pe 4 ore ce s-a întâmplat săptămâna asta la început, prețul a căzut sub pragul respectiv, a stat acolo, a stat acolo cât? Una, două și a treia lumânare. Deci a stat două lumânări complete de 4 ore, a treia lumânare de 4 ore deja ieșise. Deci de vreo 9-10 ore. A stat câteva ore, câteva ore sub pragul ăsta, după care a revenit puternic în sus. Și ăsta, de fapt, a fost un semnal fals. Deci a fost semnal de short, dar fals. Fals. Cineva care ar fi vrut să intre în piață în momentul ăsta long, deci cineva care să cumpere, cum ar fi putut să-și facă rost ăla care vrea să cumpere de vânzători? Păi, simplu, împingi un pic piața în jos, declanșezi aici o grămadă de ordine, fie de tip stop loss, fie unii care zic gata, spar pragul, hai să vând. Ăia vând puternic, tu cumperi, după care tu ai mult mai multe informații decât ei și piața crește. Și ai cumpărat mult fără ca să urci tu însuți prețul. Bun, hai să mergem și pe S&P 500. Mai de curând, la 4 ore, să vă dau tot niște exemple de genul ăsta, pe care o să iau și niște întrebări. Bun, S&P 500, mai la patore și mai de curând. Dacă e să ne uităm, zicem că nu știm evoluția din perioada asta. Eram, în ce dată era aici? Eram în data de 18 februarie. Bun,
La, dacă era în ziua de 18 februarie, aș putea zice, care e un suport foarte puternic pe S&P 500? Și uite, era linia asta aici, la 1495, puțin sub 1500. Hai să zic aici cam 1495-1496. Ăsta ar fi fost un prag foarte puternic și suport. Fusese până la urmă suport în toată perioada asta aici, pragul ăsta de 1495-1496 pentru S&P 500. Bun. Ce s-a întâmplat mai încolo? A scăzut pe el. A crescut un pic. Deci a ținut o dată suport. A ținut aproape perfect suport aici. După care a scăzut puternic sub el. A stat 1, 2, 3, 4, 5, hai să zicem 6, 7, 8, 9 lumânări de 4 ore, 9 sau 10 dacă o luăm și pe asta, după care a crescut puternic și s-a dus și a făcut noi maxime, cel puțin noi maxime pe ultimii 4 ani. Noi maxime, deși ăsta era un prag clar de plin, dar vedeți, l-a furat pe ăsta, s-a dus în jos. Aici a stat, a făcut o aglomerare. Aglomerarea asta înseamnă un schimb destul de mare. Deci a dat un semnal puternic spărgând linia asta aurie, galbenă. A dat un semnal de short. După care s-a întors înapoi. A fost un semnal fals. După care a crescut în sus. De ce? Pentru că jucători foarte mari așteptau să cumpere. Dar unde... Hai să o luăm altfel. Deci dacă eu vreau să cumpăr foarte, foarte mult, unde aș avea eu clar mai mult de cumpărat? Păi am aici sau am aici. Dacă eu vreau să cumpăr mult, aici nu vinde foarte multă lume. De ce? Pentru că este peste, încă peste prag aici. Sub pragul ăsta am odată unii care zic, uite a trecut de prag, hai să vând. Odată sunt alții care sunt înșiși long și care zic, uite, sunt long undeva pe aici, dar îmi pun un stop loss undeva sub pragul ăsta de aici. Și dacă trece pe prag, odată vând aia care vor să vândă, că cred ei de că e de short, și odată vând aia care și-au stop loss-ul. Și atunci am foarte multă, deci nu uitați, pe termen scurt piața este un joc în sumă nulă. Ca eu să pot să cumpăr sau să vând, altcineva trebuie să ia contrapartea mea. Și jucătorii foarte mari automat au nevoie de contraparte foarte mare. Și atunci automat cum aștepți și sau uneori poți să chiar în anumite momente cu lichiditate mică chiar tu poți să inițiezi o mișcare de genul ăsta. Trebuie să fii jucător foarte mare. Împingi piața. Deci scuze, sub un anumit prag, după care îi declanșezi stop loss-ul la mulți, îi faci și valde să intre short, tu cumperi, și aia piața se duce în sus. O să vedeți că după aia din nou face ceva de genul ăsta. Bun, dar mai există și niște linii de trend. Ce s-ar întâmpla dacă am unit linia asta de trend cu asta de aici? Asta ar putea să fie un trend, să spunem. Și o să o și extind un pic, o să fac ray, o să fac și un pic mai vizibilă. Cam așa. Ce se întâmplă? Crește. Începe să aibă aici rezistență, după care o sparge, se duce în sus. În sus ce înseamnă? Că ar depăși-o, teoretic, nu? Deci ar fi semnal de long. Cine ar fi intrat long aici sau și-ar fi luat stop loss, iarăși se păcălea. Pentru că după aia mi-a s-a dus în jos puternic, a format un fel de triunghi aici și după aia s-a dus din nou în sus. Deci a mai păcălit și aici. Tot paradigma indicatorului perfect. Unde, mai ales pe piețele foarte, foarte speculate, foarte puternic speculate, cum e bursa de exemplu de Wall Street, e valabilă chestia asta. Bun, ce v-am arătat acum este la o scară ceva mai mică. Din punctul meu de vedere, e o șansă foarte mare să se întâmple la o scară ceva mai mare și cu linia asta roz de aici. Linia asta roz este
Maximul istoric pe S&P 500 atins în 2007. Niciodată nu o să poți să știi sigur că se va întâmpla sau nu. Dar, din punctul meu de vedere, în ultima perioadă, n-a fost cu o singură excepție alegerea din Italia, alegerile din Italia sau post-alegerile din Italia, de aici a durat foarte puțin. Au fost puține zile și aici piața mai curând sau jucătorii foarte mari și mișcarea prețului mai mult îmi spune că a cumpărat, pentru că s-a forțat suportul ăsta. Aici au cumpărat destul de mulți și ar trebui să fie o mișcare după aia și mai mare de descărcare. Aici nu s-a descărcat. Din ce văd eu în grafica aici, jucătorii foarte mari nu au descărcat aici. Din punctul meu de vedere, înainte, dacă e să ne uităm pe termen foarte, foarte lung, vezi că există niște perioade de creștere destul de puternică și automat vin și niște perioade de corecții. Automat și anul ăsta o să fie niște corecții. Probabil. Dar în general sunt în fiecare an și corecții. În general, înainte de corecțiile astea, vezi, nu crește brusc și deodată brusc cade. Ai o perioadă mai mică sau mai mare de mișcare de range, de chestii de genul. Asta înseamnă distribuție. Înseamnă că jucătorii mari sau se și descarcă și de-abia după aia pică. Aici, dacă ne uităm și pe graficul weekly, pe graficul weekly avem două lumânări cu o diță mare în jos. Asta înseamnă că practic mai curând s-a cumpărat aici decât s-a vândut. Pentru că a scăzut, s-a încercat să scadă și l-a dus din nou în sus pe preț. Iar a încercat să scadă, iar l-a dus din nou în sus. Deci lumânările astea de aici roșii arată mai curând a cumpărare decât a vânzare. Sau a descărcare, mai bine zis. Și atunci nu a existat în piață, sau cel puțin n-am văzut eu, poate fi existat, dar eu n-am văzut descărcare foarte mare în piață aici în perioada asta. Repet, mai curând mișcare e de forțare, deci de vânzare pentru încărcare mai curând. Deci asta nu e descărcare din punctul meu de vedere, e mai curând încărcare asta. Și atunci, la un moment dat trebuie să fie și o descărcare. Și care ar fi cel mai propice moment ca să poți să descarci? Deci, momentul când majoritatea Goldman Sachs folosea denumirea de Muppets. A fost, nu știu dacă sunteți la curent, dar parcă în 2012, cred că în 2012 sau în 2011, dar cred că 2010, unul din directorii importanți ai Goldman Sachs și-a dat demisia. Și-a dat demisia printr-o scrisoare publică, în care spunea ceva de genul ăsta, că nu-i mai place atmosfera. Bine, posibil să fi fost alt motiv, nu știu, dar eu comentez scrisoarea publică. Și spunea că atmosfera nu mai e deloc profesionistă în interiorul băncii, că toți investment manageri ăștia și brokerii foloseau la adresa clienților ăștia de Muppets, adică fraier, ceva de genul ăsta. Muppets erau niște păpuși, un show din America, niște păpuși de materiale textile. Și cam ăsta era termenul general folosit pentru clienți, Muppets, și că de fapt banca nu prea mai lucrează pentru clienți, ci cam împotriva clienților și că nu mai e deloc atmosfera profesionistă și pe care era când s-a angajat el acum, nu știu, mulți ani în urmă și că nu vrea să mai ia parte la așa ceva și pleacă. Nu, a fost o lovitură foarte mare de imagine pentru Goldman Sachs, când unul dintre principalii directori pleacă cu o scrisoare publică de genul ăsta. Bun. Și dacă există o bancă care să lucreze pentru clienți, bine, în esență toate băncile lucrează pentru profitul propriu, dar cred că depinde foarte, foarte mult și cât de mult sau nu ești, hai să spunem, sau cât de profesionist e atmosfera și ajutorul dat clienților. Bine, repet, teoretic, da, orice instituție face profit pentru ea, dar poți să faci profit pentru tine ajutând clienții sau poți să faci profit pentru tine lucrând împotriva clienților. Bun. Și în cazul în care un sau unii jucători foarte, foarte mari
ar vrea să folosim expresia respectivă să vândă sau să fraierească mapeții. Ce moment ar fi cel mai bun ca să vă faci rost de mapeți, de cumpărători? Un moment foarte, foarte, foarte mediatizat ar putea fi noi maxime istorice pe S&P 500. Eu până acum n-am văzut pe S&P 500 sau pe mișcarea prețurilor pe S&P 500 descărcare. Ar putea fi un moment foarte bun de descărcare. Noi maxime istorice pe Wall Street. Cum vă explicați creșterea pe S&P 500 și nu pe EURUSD? Păi e destul de simplu. Creșterea pe S&P 500 este generată în principal de acțiunea Fed-ului și de sentimentul la adresa acțiunii Fed-ului. Adică Banca Centrală a Americii tipărește, Europa încă nu prea tipărește. Asta normal ar trebui să se vadă clar mai mult la adresa, mai mult în America. Și automat, din punctul ăsta de vedere, impactul e ceva mai mare. Adică Fed face ceva. Impactul e mai mare în America decât în Europa. În plus, Europa are probleme. Are probleme clar, s-au văzut la alegerile din Italia. Deci euro nu mai e euro chiar atât de mult. Dacă ar crește euro foarte mult, automat l-ar crea niște probleme foarte mari. Și din punctul ăsta de vedere, nu mai e EURUSD atât de bun. Deci, practic, o creștere a EURUSD ar arăta cumva sau ar putea fi rezultatul unei situații excepționale din Europa. Nu mai e cazul. Deci, din punctul meu de vedere, fundamental, dacă vreți, euro nu mai e chiar atât de risk-free cum era înainte de alegerile din Italia, plus clar că se vede că situația economică în Europa se înrăutățește. Asta înseamnă ce? Că mai devreme sau mai târziu, foarte probabil, Banca Centrală va trebui să intervină, tipărind și ea. Până la urmă, sunt atâtea țări care au intrat în așa zisul război valutar. Banca Centrală Europeană nu va putea să stea deoparte și atunci sunt așteptări că s-ar putea și ei să facă ceva. EURUSD. Din punctul meu de vedere, o să de deocamdată aici pe un suport. În cazul în care, până acum cel puțin, o creștere pe Wall Street se corela cu o creștere pe euro-dolar. Clar am văzut că nu s-a mai corelat acum, însă de-abia astăzi a spart Dow Jones și S&P 500 a făcut noi maxime. S-ar putea ca în perioada următoare să mai avem niște reveniri cât de cât și pe euro-USD, pentru că dacă ne uităm pe S&P 500 și țineți minte ce spuneam la început, motorul piețelor financiare în perioada asta nu va fi piața Forex, sau în început nu cred eu că va fi piața Forex, ci va fi price action-ul și mișcarea burselor din Statele Unite. Deci dacă e cineva să fie motorul și cineva căruța, părerea mea că S&P 500 va fi motorul și piața Forex, incluzând aici euro-dolarul, va fi căruța, dacă vreți. Deci, dacă ar fi să presupun sau să ghicesc cine o să se miște întâi l-aș vedea pe S&P 500 crescând și după aia să-l tragă în cârcă și pe EURUSD. Și corelația ar trebui să se păstreze la fel, pentru că un S&P 500 mai bun înseamnă în principal un dolar mai slab, înseamnă Fed care face ceva mai mult și înseamnă un sentiment bun, dar și asta ar putea să tragă în sus și EURUSD. De marțea trecută și până acum s-a confirmat ce a spus și ce a mintuit, o perioadă de flat pe EURUSD. Ce credeți că va continua sau cum se va schimba ca în cursul? Pe EURUSD nu a fost un head and shoulders pe day. Păi nu a fost. N-a fost head and shoulders acum. Bun. Șanse mari. Din punctul meu de vedere, sunt șanse destul de mari ca S&P 500 să facă ce a făcut și Dow Jones astăzi, deci Dow Jones a depășit maximele istorice. Dacă ne uităm aici și pe Dow Jones, o să vedeți cam același lucru pe care l-a făcut legat de paradigma indicatorului perfect. Avem un suport aici, a spart suportul ăsta, după care s-a dus în sus.
Și o să vă mai tot dau exemple așa de parcursul timpului, de paradigma indicatorului perfect. Când o să le văd, o să vi le dau. Însă, repet, Dow Jones nu e atât de mediatizat și nu e atât de important pentru America. E mai mediatizat pe la noi, dar nu în America. La ei, referința este S&P 500. Titlul mare și vuietul mare ar fi când S&P 500 ar face, sau dacă S&P 500 ar face noi maxime istorice. Bun. Șansă destul de mare din punctul meu de vedere. Nu obligatoriu, clar. Dar șansă destul de mare ca S&P 500 să facă noi maxime istorice, să avem o mediatizare destul de mare. Destul de mare, că mamă, ce bine în America, că acum e cel mai bun moment din viață să cumperi, că uite, a făcut noi maxime și după ce face noi maxime să avem o paradigma indicatorului perfect și atunci să avem un posibil top și niște corecții mai puternice. Ce ar însemna asta pentru EURUSD? Repet, spuneam că părerea mea e că EURUSD e în perioada asta remorcă și nu motor. Ar însemna o creștere, un sentiment pozitiv pe burse și pe piețele financiare, ar însemna în perioada asta apreciere pentru EURUSD. E clar însă că ăsta acum e pe scădere, e pe trend descendent, S&P 500 e, deci e o divergență. În cazul în care S&P 500 s-ar duce și ar ajunge la maxime istorice, e destul de puțin probabil ca și EURUSD să facă și el noi maxime și să depășească. Dar e destul de probabil, zic eu, o anumită revenire. Deci o eventuală creștere, nu știu cât de mare. O creștere ar fi, sau următorul prag important pe EURUSD e 1.327, 1.327, să spunem, în linia roz de sus. Să fac undeva mai, caută să le fac pe amândoi, amândouă liniile mai puternice. Astea sunt pragurile importante acum pe EURUSD. Dacă ne uităm pe termen scurt, vedeți că de aproape 2 zile pragul ăsta de la 1.3 nu a putut fi depășit. A tot încercat aici, s-a dus un pic sub el, dar a revenit, s-a mai dus un pic, n-a reușit, nu n-a reușit să-l depășească până acum, nu a reușit să depășească semnificativ 1.3 în jos. Ea zice, după cum se comportă S&P 500, ea zice că e șanse destul de puțin să-l depășească în jos, ci mai curând am putea avea o eventuală revenire. Următorul prag important ar trebui să fie 1.327, deci undeva în zona asta pe aici. Orice e posibil, nu știu, orice e posibil. Poate, de exemplu, să vină Mario Draghi la conferința de joi să spună, da, tipărim, de mâine aruncăm cu euro în toată piața. Dacă va veni să spună ceva de genul ăsta, atunci se strică, se duce clar puternic în jos. Însă nu cred să vină Mario Draghi să zică ceva de genul ăsta. Ar putea să fie și ăsta un scenariu. Repet, ar putea să fie și ăsta un scenariu ca Mario Draghi să fie mult mai, termenul corect ar fi dovish, adică predispus spre măsuri de stimulare monetară și ar putea să se întâmple și ceva de genul ăsta, nu să șocheze, să surprindă piața cu niște măsuri sau niște anunțuri de intervenție sau stimulare monetară într-un fel sau altul pe euro, ceea ce ar putea să însemne că euro într-adevăr ar putea pica și n-ar pica ca și risc. Ci ar pica pentru că Banca Centrală Europeană zice, uite, venim și noi, stimulăm și noi, aruncăm și noi cu bani în piață. Și atunci ar putea într-adevăr euro să pice și într-adevăr chestia asta s-ar putea că ar putea să fie și un stimul foarte puternic. Deci dacă sentimentul e deja pozitiv de aici și zice, a, uite, și europenii tipăresc, oh, e bine, hai să mergem și mai sus. Deci s-ar potrivi și așa. Așa că din punctul ăsta de vedere, eu nu, repet, personal nu cred că Mario Draghi, deși cine știe, eu nu cred că o să vină joi și o să zică, da, uite, am aici un sac cu bani, după conferință l-arunc pe tot și e un sac fără fund. Nu cred că o să vină. Cred că o să fie destul de rezervat și o să zică că anumiți indicatorii dau niște semne de îmbunătățire și că situația nu e chiar așa de rea și că
Și o să cred că o să încearcă să pareze cumva întrebările legate de ajutor politic, ceva de genul ăsta. Deci nu cred că o să vină cu niște anunțuri bombă. Cine știe? Poate da. Da, poate nu. Și mai curând personal m-aș aștepta la o eventuală întoarcere, după care mai vedem. Dar e posibil să vină și să surprindă cu niște măsuri de stimulare monetară și atunci euro ar sparge pragul ăsta de la 1,3 și toate bursele ar exploda în sus, pentru că ar însemna că încă o bancă aruncă cu bani în piață, încă o bancă centrală. Așa. Bun. Cam asta ar fi despre Euro-USD. Deci, din punctul meu de vedere, cel mai punctul de inflexiune pe sunt două scenarii. Unul ceva de genul ăsta și celălalt să duc linia asta aici, asta ar fi 1,26, ar fi următorul prag. Și sunt două scenarii, ori clar, ori în jos, ori în sus. Așa cum e piața acum, fără știri și fără o intervenție din partea băncii centrale europene, mai probabil ar fi o eventuală creștere, pentru că bursa din Statele Unite a văzut că a făcut niște creșteri. Deci motorul piețelor în perioada asta, eu cred că va fi bursa din Statele Unite și aia a crescut deja, deci ar putea valul de sentiment pozitiv să tragă și Euro-USD în sus. Dar punctul de inflexiune va fi joi. Dacă joi vine Mario Draghi cu ceva, atunci ar putea sparge Euro-USD de pragul ăsta să meargă în jos. Și nu ar fi o scădere că e lucru rău sau că e un efect negativ, ci pur și simplu că Mario Draghi a anunțat că veni și noi să stimulăm ceva și crește cantitatea de euro și automat scade valoarea lor. Așa. Bun. Așa. Bun. Așa. Dacă mai aveți întrebări sau cerințe pentru un anumit instrument monetar în perioada asta, nu știu, ceva, anumit instrument, oricare ar fi. Spuneți ceva și despre aur. Hai să vedem și ceva și despre aur. Aud de cad și aur. Să punem aur. Gold. Euraud. DAX. DAX. Hai să le luăm la rând pe toate. Aur. Păi, aurul a depășit un prag important. Am avut aici un prag foarte important. Și despre paritățile cu JPY. Sunt multe parități cu JPY. Nu o să pot să le iau pe toate. Și despre grupul USD. Aurul. A spart un prag important. A respectat trendul descendent. Trendul descendent pe care cei care urmăriți e de ceva timp, de destul de mult timp am tras la noi trendul ăsta descendent, de câteva conferințe bune. A spart pragul de la 1625. Următorul prag important din punctul meu de vedere va fi undeva în zona asta de aici, 1534, aici. Și șansa destul de mare. Acum a avut o mișcare foarte puternică de scădere. În momentul de față are un fel de consolidare, ceva de genul ăsta. Vedeți că în trecut s-a respectat foarte bine canalul ăsta, adică a picat până în partea de jos a canalului, s-a dus undeva până aproape de el. A picat iarăși până în partea de jos a canalului, s-a dus, s-a agitat, dar a ajuns până în partea de sus. A picat iarăși până în partea de jos a canalului. Dacă e să se repete chestia asta, ar trebui să avem un fel de stagnare, ca aici. Un fel de stagnare așa ușor ascendentă, ceva de genul ăsta, care să ajungă din nou undeva pe la 1620, mă rog, 1600 plus minus, linia asta descendentă și după aia eventual să mai avem încă o din nou scădere. Dar pentru că a spart 1625, următorul prag ar fi undeva cam 1534, care e un prag foarte, foarte important pe termen lung. Aici, deci în zona asta, 1534, suportul ăsta. Și sunt șanse destul de mari să-l atingă. Deocamdată, pe termen ceva mai scurt, am spart pragul ăsta de aici, linia roz, și acum trebuie să intrăm într-un fel de range ușor ascendent, ca zonele astea de aici, un fel de range ascendent,
care să ajucă sau să aducă prețul undeva foarte aproape de linia verde de sus. Deci, în perioada următoare, ce ar trebui să însemne perioada următoare? Următoarele aproximativ 40 de zile, să zic, ceva de genul ăsta, cam atât ar însemna, ar fi o perioadă de genul ăsta de vreo 40, 30, ceva 40 de zile. Aurul l-aș vedea mai curând într-un fel de range foarte, 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 foarte ușor ascendent. După care ori avem din nou în sus, mai puțin probabil, ori mai probabil să respectăm trendul și să mergem din nou încă o repriză de scădere, încă o repriză în jos. Bun. După aur, aud cad. Ceva perechile jpi. M-ați mai întrebat o dată de perechile jpi. Spuneți exact care perechi jpi, că sunt multe jpi. Sunt 7 perechi jpi. Spuneți-ne, vă rog, ce indicator aș putea să folosesc pentru ei ca să nu ia poziții când piața e în range, decât în condiții de trend. Folosesc KDX14, dacă mai e culoare. Deci să nu ia. Din experimentele mele, cel mai bine este să folosești o medie mobilă pe deviația standard. Adică, deviația standard l-am prezentat data trecută, standard deviation. Și e practic un indicator al, hai să zicem, cât de statistic sunt sau cât de agitate sunt statistic prețurile. O prețul, cât de agitat este statistic. Așa. Bun. Asta ar fi indicatorul de deviație standard. Tu poți să trasezi pe el o medie mobilă. Să zicem, asta ar fi o medie mobilă pe indicatorul ăsta. Poți și un anumit nivel, efectiv, nu știu, pui o linie undeva pe aici. Și, în general, poți să vezi cam când agitația e mică. Păi agitația e mică în range, când e mare agitația. Agitația mare e pe trend. Și poți să stabilești ceva în ăsta. Când deviația standard fie scade sub un anumit nivel, fie când media mobilă trasată pe deviația standard ajunge sub un anumit nivel. Asta am răspuns pentru că mă gândesc că poate ești un pic mai avansat. Dacă nu, e destul de avansată chestia și o să o postez pentru alte lecții când o să facem combinații de indicatori și eventual niște teste de genul ăsta. Bun. Sper că te satisface răspunsul. Din păcate, mai mult în timp nu pot să aloc răspunsurile astea pentru că am un timp destul de limitat și e o problemă destul de avansată. Cum se poate determina mișcarea unei monede? Cum se poate determina mișcarea unei monede în raport cu celelalte în timp real, dacă există site-uri sau indicatori. Vezi acum două conferințe. Este exact indicatorul pe care l-am eu aici în subsol. O să le iau doar pe el, de exemplu aici. Se cheamă performanța relativă. Și vezi aici niște linii. Liniile astea sunt, ai o legendă coloristică pentru liniile astea, sunt în partea din stânga sus. Cred că se vede mai bine aici, pe asta. Trecem prea multe linii roz, mă deranjează. Așa. Și ai indicatorul ăsta de aici, care ți arată. De exemplu, pe graficul la 4 ore, dar merge și pe graficul daily și pe, nu că orice fel de paritate merge, în ultima perioadă, de exemplu, pe graficul la oră, ca să vezi că se poate calcula și la oră, cea mai puternică pereche a fost linia asta albă, care e NZD, cea mai slabă a fost cam la egalitate verde și galben. Verde și galben sunt CHF și JPY. De exemplu, în ultima perioadă, cel mai mult, să zicem, ar fi, sau în ultima perioadă, așa, în sensul că ultimele ore, cea mai puternică a crescut care? Cel mai tare versus unul dintre cei mai slabi. NZD JPY, de exemplu. NZD JPY.
Și indicatorul ăsta, vezi, când dai pe nuzi de duș, pui, îți bolduiește destul de puternic. Bine, are o grămadă de parametri de customizare, îți bolduiește destul de puternic. Deci vezi clar, nuzi de a fost pereche de valută tare în ultima perioadă, JPY a fost slabă în ultima perioadă. Deci ce a făcut nuzi de JPY? A crescut din cine cel mai mult ca dintre toate valutele. Poate să funcționeze și ca oscilator și ca mai multe chestii. Acum două seminarii, partea două sau trei seminarii am prezentat indicatorul ăsta, am prezentat și cam cum poți să-l setezi, cam cum să-l folosești și de unde poți să-l iei. Poți să-l iei de pe site-ul și de pe Forex Factory, dar și de pe varianta customizată un pic, de pe site-ul Admiral Markets, e cod acolo. Bun, hai să revenim acum la perechi, că îmi ceruse cineva AUD-USD, AUD-USD, parcă sau nu, nu, EUR-AUD, pardon, EUR-AUD, EUR-AUD. Euraud. În ultima perioadă. Euraud. Euraud. Euro a fost destul de slab în ultima perioadă, n-a fost chiar cel mai slab, a fost destul de slab. Aud n-a fost nici slab, nici tare. Deci a fost așa, cam a fost mai tare oricum aud decât euro, dar n-a fost la extrem. Euraud a mers așa încet, încet în jos în ultima perioadă, dar nu foarte mult, deci vezi că n-a fost un range foarte mare. Bun, cum stăm? Încerc, scuze, sunt un pic nerăcit. Am avut un prag destul de important în zona asta de aici. Linia asta, dacă era să iau perfect, perfect, ar fi trebuie să fie cam pe aici, pragul. Și mai avem și un trend ascendent. Ar fi cam asta. Cam așa. Cam așa ar fi. Trendul ascendent se păstrează, există deocamdată încă trendul ascendent și încă e valabil. Pragul ăsta din zona asta de aici a fost ușor depășit. Ușor depășit. Atenție la însă paradigma indicatorului perfect. Depășirea de pragului ăsta de aici ar fi putut fi un fel de semnal dacă nu era fals. Pentru că a scăzut sub el, s-a întors peste, iar a scăzut, s-a întors peste. În zona asta aici avem un fel de range deocamdată în zona asta de aici. Trendul nu a fost depășit. Adică s-ar putea să existe și aici un posibil semnal. Deși nu știu, la EURAUD mai curând, mai puțin va fi, că nu e chiar așa urmărite EURAUD. Așa. Bun. Deci cam ăsta ar fi trendul ascendent. Aici avem un fel de range datorită forfecării liniei roz. Șansa din punctul meu de vedere este ca trendul principal să se păstreze. Deci, probabilitatea destul de mare să mai avem și aici un episod de creștere. Nu cred că, sau e puțin, destul de puțin probabil să facă noi maxime. Mai curând m-aș uita pentru o eventuală revenire și o revizitare undeva până în zona maximelor din ultima perioadă. Atenție însă foarte, foarte, foarte mult la ceva, și anume joi. Joi e o zi foarte importantă pentru euro, pentru piața valutară și pentru euro în special. De ce? V-am zis, e conferința de politică monetară și e prima conferință de politică monetară după, hai să zicem așa, după surpriza electorală destul de mare din Italia. Și atunci e posibil ca Banca Centrală Europeană să vină cu niște măsuri de stimulare. Azi nu cred, dar e posibil. Însă în cazul în care joi Banca Centrală Europeană vine cu niște măsuri, schimbă dramatic, schimbă cu 180 de grade orice situație și atunci așteptați-vă să aveți scăderi destul de mari pe euro. Deci din punctul ăsta de vedere, cei care tranzacționați cross-uri cu euro până joi, e destul de ok, adică nu mă aștept să fie cine știe ce volatilitate prea mare în piață.
dar joi și e posibil să avem niște mișcări foarte mari și e posibil să avem și niște spargeri de trenduri importante. Deci niște mișcări foarte, foarte importante pe EURUSD ar putea să aibă loc joi. Așa că atenție mare, repet, joi la cei care sunteți în piață. Posibil mișcări foarte mari. Și eu aș merge pe ideea de continuare a trendului principal, adică încă o repriză eventuală de creștere, dar, repet, dar cei care tranzacționează pe termen lung, e bine să vă asigurați pentru o posibilă mișcare sau volatilitate foarte mare joi. Cum puteți face chestia asta? Dar, repet, dacă aveți niște poziții pe termen lung, e bine să evitați evenimentul ăsta foarte puternic al Băncii Centrale Europene. De fapt, chiar și dacă sunteți pe termen foarte scurt, tot e bine să vă feriți de conferința aia. În sensul că joi ar putea să existe niște volatilități foarte mari și atunci gândiți-vă dacă nu cumva merită să închideți cu vreo 2 ore pozițiile înainte de conferința de presă, să le deschideți eventual cu vreo 2 ore după. Mulți traderi fac pe termen mai lung, uneori mai fac chestiile de genul ăsta, deci se feresc de anumite evenimente foarte, foarte importante. Repet, joi poate fi o mișcare foarte puternică în piață și poate fi un fel de spargere de trend dacă Banca Centrală Europeană vine cu niște măsuri de astea de stimulare monetară și surprind piața. După euro aud GBP/USD. Avem săptămâna asta și ședință de politică monetară a Băncii Angliei. Însă acolo e un mesaj destul de clar. Banca Angliei a zis-o clar pe față. Situația economică e proastă în Anglia. Nu avem ce să facem, trebuie să ținem ratele jos, trebuie să tipărim. Asta e, tipărim. N-au lăsat loc de prea multă interpretare. Mai cum să nu au zis-o cât se poate de clar. Atunci, din punctul meu de vedere, aici am avut un mega prag pe care îl consider depășit. Linia asta a roz de aici. Pe termen scurt am putea să avem și cred că am avut niște retestări ale pragului ăsta de aici. Deci niște eventuale retestări. Ar putea să fie un fel de, mă gândesc, fie triunghiuleț, fie un fel de range aici. Iar pe termen și mai lung am avut un triunghi care s-a fost spart pe liră dolar. A fost triunghiul ăsta și triunghiul ăsta a fost spart. Putea să avem niște ceva pe aici, un fel de range sau consolidare ulterioară spargerii liniei, după care șansa este foarte mare să avem în continuare un trend descendent pe liră. Și aici am putea să avem, repet, volatilitate foarte mare și un punct important joi, pentru că atunci a ieșit Banca Centrală a Angliei. Dar ei au fost până acum foarte clari. Situația economică este foarte slabă, foarte fragilă, au spus. Și nu putem să ne permitem niciun fel de măsură de întărire a politicii monetare. Adică tipărim în continuare rate la zero, niciun fel de măsură de întărire a politicii monetare. Cât mai clar vrei să ți-o zică. Deci lira, în continuare, din punctul meu de vedere, va fi foarte slabă pentru că Banca Angliei consideră că economia este foarte șubredă, fragilă și nu își permite să aibă nicio măsură de întărire a politicii monetare. De altfel, dacă ne uităm și la benzile Bollinger, vedem că, o să le evidențiez un pic, vedem că aici a fost în range, în zona asta, adică nu prea a reușit să iasă din ele, nici în jos, nici în sus. Aici s-a chinuit la extreme. Acum am ieșit destul de puternic și e posibil să avem niște retestări și șansa însă foarte, foarte, foarte mare să continuăm pe termen ceva mai lung cu lira în jos. Pe termen scurt, însă, repet, uitați-vă la niște, un fel de consolidare și aici, în zona asta. Și
dacă e să ne uităm pe S&P 500, ar putea să vină un fel de reacție pozitivă care ar putea să deprecieze un pic dolarul și să ofere un fel de suport GBP/USD, dar nu atât suport că să întărească lira, ci de fapt să deprecieze dolarul un pic, un timp scurt să deprecieze dolarul mai rapid decât lira. Dacă se tipărește creșterea euro, evident că nu. Deci dacă tipărești o monedă, indiferent care ea, înseamnă că crești numărul de monede respective, indiferent care. Dacă crești numărul de monede, valoarea lor pe o unitate monetară scade, că sunt mai multe. Deci ai mult mai multe. Dacă sunt mult mai multe, nu poate să fie mult mai multe, mult mai valoroase. În general, dacă e mult, e prost și ieftin. Dacă e puțin, atunci e scump și bun. Dacă sunt foarte mult, atunci sunt cele mai slabe. Și atunci, dacă tipărești mult, depreciezi moneda. Repet, e ca hainele. Dacă sunt foarte multe, nu sunt. Adică nu te duci în Europa să cumperi haine scumpe și bune. Că sunt multe acolo. Și unde sunt multe, repet, unde sunt multe, nu sunt scumpe. Bun. După GBP/USD, avem. USD/JPY. USD/JPY. Dacă se tipărește creșterea aur. În principiu da. Aurul a reacționat destul de bine la tipărire. Bun, pe USD/JPY. Am avut un trend foarte, 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 foarte puternic, violent, foarte violent ascendent pe USD/JPY, care a fost depășit. Deci, trendul ăsta foarte violent ascendent pe USD/JPY a fost depășit. Ce a făcut după aia? S-a întors, l-a retestat. Nu m-ar mira să facă un semnal fals aici și să mai se ducă o dată în sus, însă linia asta a fost depășită și clar retestată. Deci asta îmi spune că foarte probabil nu sustenabil sus sau în niciun caz nu sus în aceeași pe aceeași viteză. Și dacă nu avem în sus, atunci avem lateral sau în jos. Nu avem nu sus. Și atunci, în general, după o creștere, vă dați seama că e o creștere imensă asta care a fost pe USD/JPY. E foarte mare, rar se întâmplă să avem. E, și după ce avem o creștere de genul ăsta, e normal să mai aibă și niște corecții. Nu atât că, știu, creșterea asta s-a fost pentru că Banca Japoniei și-a schimbat brusc politica. Dar vezi că și lăs poate să facă la fel, adică și lăs poate să tipărească. Și Corea a zis că va tipări, Noua Zeelandă a zis că și ea va intra și avea grijă cum pariați, China o face de mult. Deci, japonezii buni, japonezii o să tipărească. Dar vedeți că și ceilalți pot, ca să păstreze echilibru. Atunci m-aș aștepta ca, din punctul de vedere, echilibru să fie restabilit cât de cât. Cât de cât. Pentru că nu doar japonezii pot tipări. Oricum, nu doar eu o fac, și ceilalți fac. Și atunci s-ar mai echilibra un pic din riscul ăsta. Șansa destul de mare ca în perioada următoare să avem un range pe EURJPY, deci un fel de range. Însă atenție mare, atenție mare. Avem posibil o perioadă destul de bună pentru creștere și risk on. Și mă refer la tractorul S&P 500. Și atunci ar putea să se întâmple următorul fenomen. Și aici avem tot așa paradigma indicatorului perfect. Și chiar dacă suntem în realitate în range acum, să mai dea un semnal în sus, să se mai ducă un pic. S-ar putea, nu știu, s-ar putea să se ducă un pic peste maximele perioadei și de-abia după aia să meargă din nou. Și aici să avem un fel de range, dar un range care să dea semnale de astea. Ba se duce în sus, ba se duce în jos.
și de abia mai încolo eventual să o și ia în jos, să o și ia sens invers. Așa că din punctul ăsta de vedere, nu m-ar mira dacă USDJP-ul se aduce peste linia asta roz și peste maximele atinse în ultimele săptămâni. De altfel, pe termen scurt, vedeți că avem un trend ascendent pe USDJP aici. Deci, dacă ne uităm și pe USDJP, pe termen scurt, aici yen-ul a fost cam JPY-ul aici, de fapt, cam aici e un pic invers. USD pare să fie mai un pic mai tare în perioada următoare decât, sau cel puțin așa cum arată ăsta, JPY-ul pare să fie un pic, deci ar putea să intre într-un fel de range aici. Da, aici e un pic, deci, într-adevăr, evoluția a fost foarte tare aici pentru JPY și a crescut destul de puternic. În ultima perioadă a corectat și JPY s-a mai slăbit un pic. A crescut USDJPY. Asta ar însemna, deci USDJPY, asta, da, de fapt cam tot, nu, tot asta spune. Deci asta în jos, JPY în jos, înseamnă depreciere de JPY. Depreciere JPY înseamnă implicit întărire USD, deci USD JPY în sus. Deci dacă ne uităm pe termen scurt, care ar fi tendința, să spunem, a perechilor asta? JPY-ul a avut o apreciere destul de puternică, după care pe termen scurt trendul ar părea să fie mai curând descendent pentru JPY și ascendent pentru USD. USD în momentul de față, pe 4 ore, USD e cea mai tare. Cea mai tare era JPY. Deci șansa destul de mare, zic eu, ca pe termen scurt, nu știu, termen scurt ar putea însemne cât? Aici, o perioadă de, nu știu, 14, 16, 17, 20 de perioade de 4 ore. Deci hai să zic, nu știu, câteva zile, 4 și o săptămână, nu știu, ceva de genul ăsta, ar putea, ceea ce ar coincide exact cu ce spuneam mai devreme, șansă destul de mare să avem și aici niște noi maxime pe USDJPY și să spargem pragul ăsta atins în ultima perioadă. Deci, pe termen scurt, mai curând trend ascendent pentru USDJPY, termen scurt însemnând, să zicem, o săptămână aproximativ, pe termen ceva mai lung, pe graficul daily, m-aș aștepta mai curând la un fel de range între USD și JPY. Dacă ne uităm și la performanța relativă, vedeți că USD și JPY sunt acum cam cele mai tari, pe termen mai lung, repet, asta deja cum am spus pe grafic daily. Deci cele mai tari arată că dacă amândouă sunt tari, nu o să aveți, deci dacă două valute sunt foarte tare amândouă, sunt primele din categorie sau primele din coadă ca slăbit, înseamnă că nu o să aveți cine știe ce mișcare foarte tare între ele. Deci dacă aveți două foarte tari sau două foarte slabe, înseamnă că între ele o să fie aproximativ echilibru. Deci echilibru înseamnă cam range. Dacă se tipărește, crește R-ul. Am mai explicat odată asta. Dacă se tipărește euro, nu are cum să fie creștere euro, are cum să fie depreciere euro. Dacă se tipăresc dolar, de exemplu, atunci ar putea să crească euro, dar nu crește euro, de fapt, ci pică USD. Dacă te uiți la euro USD, crește, dar de fapt nu crește euro, ci pică USD. Bun, dar dacă se tipărește euro, nu are cum să crească euro USD. Nici euro nu are cum să tipăre, să crească, dacă se anunță tipărire pe euro. Bun, după USDJPY avem, după USDJPY, aici, multe întrebări și multe cerințe de data asta, ați fost mult mai activi în conferința asta decât în altele. Euro și USDJPY, USDJPY, GBPJPY, GBPJPY, GBPJPY,
GBP. Uitați-vă pe termen lung. Pe termen lung, lira a fost în ultima perioadă una de cele mai slabe și cred că va rămâne destul de mult timp una dintre cele mai slabe. Comunicatul de acum 3 săptămâni, mai știu, 2 sau 3 săptămâni al Băncii Angliei a fost ședința, nu, raportul pe inflație al Băncii Angliei. Și mi s-a părut foarte sincer, așa și nu știu, direct, în față. Economia este slabă, nu avem cum să întărim. Punct. Ce vrei mai mult? Deci a fost foarte verde în față pe liră. Și atunci de asta lira a căzut efectiv în cap în ultimele săptămâni. Așa. Bun. Deci lira a fost destul de slabă. Yenul. S-a depreciat yenul. Dacă ne uităm în ultima perioadă, vedeți că yenul aici a avut în perioada asta o depreciere masivă, masivă față de toate celelalte valute. Imposibil, imposibil să n-ai și o reacție de contra, care să fie cel puțin sau relativ cam la fel de mare, deci o corecție practic. Și din punctul ăsta de vedere, șansă foarte, 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 foarte mare pe GBP/JPY ca trendul să mai continue o perioadă. Asta cel puțin pe termen lung. Deci trendul pe termen ceva mai lung l-aș vedea cam tot negativ pentru GBP/JPY. Atenție însă, asta, repet, asta e vorba pe un trend ceva mai lung. Pe termen scurt, pe termen scurt, nu confundați, una e pe termen lung, alta e pe termen scurt. Pe termen scurt e exact invers. Pe termen scurt s-ar putea să facem aici un fel de head and shoulders, ceva de genul ăsta. Și vei abia după aia să ia din nou în jos. Head and Shoulders e o formațiune de genul ăsta. Spuneam că o să vă mai arăt paradigma indicatorului perfect, când mai văd. Uitați exact ce s-a întâmplat aici. Linia roz, dacă eu nu știam, dacă eram undeva în zona asta de aici, cam atât, și ziceam, care e pragul suport? Uite, linia asta roz e suport, fusese mega suport în ultima perioadă. Mega suport pe GBP/JPY. Ce a făcut? S-a dus sub el, a căzut sub suport. Asta ar fi cădere sub suport, ar fi însemnat semnal de sell, nu? Ei, a căzut sub suport, a stat un pic sub suport aici, a măcinat pe unii, după care s-a dus. Șansă destul de mare ca pe termen scurt, repet, poate vreo săptămână să zic ceva din asta, mișcarea să mai continue pe GBP/JPY. GBP/JPY, pardon, și tare mie de un fel de head and shoulders aici. Deci, nu am exagerat un pic. Ceva de genul ăsta. Poate ceva de genul ăsta. În caz de head and shoulders, un posibil, vet, posibil target ar fi undeva prin zona asta pe aici. Deci nu m-ar mira să avem ceva de genul ăsta pe GBP/JPY și după aia eventual din nou în jos. Deci pe termen scurt mișcarea e mai curând de creștere, pe termen lung mișcarea e mai curând descendentă pe GBP/JPY. După GBP/JPY. Dacă e să ne uităm pe termen scurt, pe 4 ore. Așa, fără să fiu un expert în analiză tehnică, cam care ar fi tendința pentru linia asta galbenă pe termen scurt? Încercați așa, faceți un fel de proiecție mentală. Așa, un pic. Care ar fi tendința pentru linia asta galbenă și care ar fi tendința pentru linia asta roșie în perioada imediat următoare? Cam așa, care vi s-ar părea vouă că ar fi tendințele pentru asta? Dacă am încercat să mergem așa ceva de genul ăsta, eu așa l-aș vedea în perioada următoare. Asta ar însemna că GBP o să intre peste 0. GBP peste 0 înseamnă că se apreciază peste media celorlalte valute. Deci GBP va deveni una dintre valutele tari în perioada următoare, pe termen scurt, repet, TV 4 ore, termen scurt. Ce înseamnă termen scurt? Păi, hai să ne uităm aici. Deci undeva cam pe aici ar fi, deci linia asta albă verticală pe care am trasat-o eu, unde e cursorul meu, e undeva peste 23-24 de 23-24 de perioade. Deci 22, 23-24 de perioade cu 4 ore.
Asta înseamnă cam vreo 100 de ore. 100 de ore înseamnă grosso modo 4 zile. Atunci, cum se poate determina mișcarea? Păi, cum se poate determina mișcarea? Repet, încercați așa. Încercați să priviți un pic liniile astea. Cam care ar fi continuarea naturală a liniei galbene și a liniei roșii. Încercați să priviți în felul ăsta, repet, fără să luați în calcul tot felul de teorii de analiză tehnică și alte așa. Dacă pe termen scurt ați încerca așa, să estimați aproximativ, care ar fi cea mai probabilă direcție pentru linia galbenă și pentru linia verde? Ce scuze. Bun. Ok. După GBPJP, GBPJP avem. După GBPJP, așa, după GBPJP, că erau mai multe. AUDCAD, după AUDCAD, DAX. AUDCAD și DAX, asta mai avem. AUDCAD. Din punctul meu de vedere, AUDCAD e o pereche destul de... Spui și mie, te rog, cum să fac să meargă indicatorul ăsta pe Pro la Forex Ball. În general, nu. E vorba de... Vreau să separ un pic. Dacă aveți întrebări despre Forex Ball, concurs sau alte chestii, nu le dați în conferință, că astea sunt întrebări tehnice, puteți să ne bateți în restul zilei că la cap tot timpul. Legat de indicator, adică luați legătura cu noi pe chat, pe telefon, pe mail, aveți toate mailele pe site posibile și imposibile, legat de indicatorul ăsta. Pur și simplu trebuie să-l creezi în MetaTrader, în platforma MetaTrader, aici de la unde era? Aici. Nu din terminal, pardon. Unde era? M-am mutat astea. Am schimbat un pic astea. Charts, Indie Tools, Meta Quotes Language Editor, ăsta de la Tools Meta Quotes Language Editor. Ăsta și din adică poți să deschizi fereastra asta și dacă apeși F4 sau Tools Meta Quotes Language Editor și pe site-ul Admiral Markets în secțiunea raportului zilnic, undeva mai în urmă, dar trebuie să dai mai în urmă, o să găsești ceva de genul ăsta, cum e secțiunea asta de cod de aici. Și de aici dai File New Indicator și copiezi, copy-paste codul care e pe site la noi. Pe aia îl salvezi cu orice nume și îl introduci de aici. Insert, indicators, custom indicators și tu îl vei salva cu un nume, oarecare, X, Y, Z. Și îl bași cu numele ăla. Știu, dar nu, deja, dar nu merge pe Forex Ball. Nu înțeleg cum să nu-ți meargă pe Forex Ball. Adică e pe platforma MetaTrader. Forex Ball e un cont pe care să-l aplici în MetaTrader. Nu înțeleg cum să nu-ți meargă. Ala, că e doar îți dă un cod, un cont acolo. Nu înțeleg de ce nu merge. Nu apar linii. Are doar ce în stânga. O să mă interesez. S-ar putea, am o bănuială, repet, am o bănuială. Am o bănuială, dar nu sunt sigur că asta este. Dar repet, e o bănuială. În concursul Forex Ball nu sunt permiși
asta, EA-uri și sisteme automate de tranzacționare. Și atunci s-ar putea că atunci când te loghezi cu contul de Forex Ball să nu-ți dea anumite date sau să te împiedice să-ți dea anumite date, dar repede, o bănuială, poate să fie o prostie din partea mea, nu știu, în momentul de față nu, de fapt răspunsul ar fi habar n-am de ce nu-ți merge asta în Forex Ball. Mă gândesc că s-ar putea ca din cauza faptului că ei nu au permis să se folosească experți automați în concursul Forex Ball și roboței, cumva, nu știu, să nu-ți dea anumite date pe care le folosește indicatorul ăsta. Ai putea să-l folosești în felul următor. Apropo, pentru cei care doriți să încercați mai multe strategii, puteți aveți instalate mai multe platforme MetaTrader de la Admiral Market. Adică puteți face asta dacă instalați în alt director. Deci în momentul în care instalați platforma, specificați alt director față de cel default. Și puteți să aveți instalate două platforme și atunci poți să faci ceva de genul ăsta. Ați deschis două platforme de MetaTrader, pe una te loghezi cu un cont demo oarecare, pe alta te loghezi cu contul demo de Forex Ball și le ai pe amândouă deschise. Și pe una ai 15 milioane de indicatori și pe cealaltă, efectiv, controla și bași tu manual tranzacțiile. Nu știu, mă gândesc că așa s-ar putea face. Ar putea să fie asta o chestie, nu știu, mă gândesc. O să mă interesez, e o bănuială, repet, nu e un răspuns oficial, nu știu de ce, altceva nu ar merge. Da, e în lucru și ăla. MetaTrader, mult de noi. Bun, unde rămăsesem la AudioCAD. Bun, AudioCAD. AudioCAD, din punct de vedere fundamental, AudioCAD, adică Australia și Canada, au cam același profil. Amândouă sunt niște țări care trăiesc practic, care are economie bazată exclusiv pe export de materie primă. Canada exportă materie primă, petrol, lemne și cărbune și tot ce mai găsesc aia în țara aia mare și goală către America. Australienii exportă cărbune, minereu de fier, un pic de petrol și tot ce mai găsesc pe ei în țara aia mare și goală lor către China. Din punctul ăsta de vedere, AudioCAD e... sunt niște valute care se comportă destul de multe ori relativ similar sau nu au niște diferențe foarte, foarte mari între ele, AudioCAD. Și iarăși AudioCAD are în general un spread foarte mare pentru că nu sunt două țări cu odată că sunt două colțuri ale globului, dacă globul ar avea colțuri, mă rog, dar nu are, dar una e în sus într-o emisferă, cealaltă e în cealaltă emisferă, partea elaltă, exact. Și doi, amândouă sunt de același profil, deci exportă. Nu o să-și exporte una alta, ea exact același produs. Ți export petrolul meu și tu expozi mie petrolul. Deci relații comerciale între Australia și Canada nu prea sunt. Sau sunt mult mai mici. Și atunci nu e o pereche care are în spate o piață reală. E o pereche calculată asta, AudioCAD. Din punctul de vedere veți avea un spread foarte mare aici. Bun. Și, deci aici pe perechea asta aveți un spread destul de mare și nici mișcări foarte mari n-o să aveți. Dacă pe termen lung, vedeți că exact asta e un fel de range aici, nu e un range fără o variație foarte, foarte, foarte mare. Repet, pentru că AudioCAD sunt, Australia și Canada sunt două țări care se comportă relativ similar. Amândouă suferă dacă pică economia pentru că sunt exportatori, dacă economia crește, amândouă cresc foarte mult pentru că sunt exportatori și au cerere foarte mare. Bun, da, hai să vorbim totuși despre AudioCAD, că s-a cerut. AudioCAD, odată, pe termen așa, ceva în mediu lung, e un range aici. Un range, un suport jos, sus, aici a fost un fel de trend descendent. Mm.
pare să fie cu un fel de... E urât, sincer. E urât pentru că nu-mi dau seama foarte, foarte clar. Deci n-am un replic în zona asta. Linia asta, nici asta, nu prea mai e un reper clar. A fost un fel de reper, dar deși ăsta a fost un reper destul de forfecat aici. În sensul că a crescut, a scăzut, iar s-a întors. N-am un reper foarte clar aici în sensul de o rezistență. Singurul prag cât de cât, dar cât de cât așa, cu șanse destul de mari de forfecare, ar fi asta de aici. Nu pot să nu pui și ca prag maxim istoric. Am în două linii astea de sus, o să le pun însă mai subțiri. De ce? Pentru că nu sunt, din punctul meu de vedere, niște praguri foarte... foarte bine confirmate. Unul e un maxim în ultima perioadă, celălalt e un prag care a fost mai curând confirmat, dar depășit, deci cu o valoare ceva mai redusă. Dacă e să mă uit și la graficul performanței relative, vedeți că e și aici un fel de varză, în sensul că liniile astea, mov și maroniu ăsta, nu au diferențe foarte mari. Deci nefiind diferențe foarte mari, nu poate că una a avut un trend foarte puternic, una un trend foarte slab sau invers. Aici a crescut un pic ăsta, după care aici sunt cam la fel, aici au crescut, aici au cam scăzut amândouă. Deci, ce v-am zis, astea sunt cam la fel. Pe termen destul de lung, sincer, nu văd un trend clar pentru AUDCAD aici, din păcate. Mai curând avem o rezistență în zona asta de aici. Pe termen scurt, asta pare să fie un fel de contratrend și șansa mai mare este să avem o continuare. Deci o creștere, dar o creștere fără șanse foarte mari, o creștere undeva prin zona asta pe aici. Și aici avem un fel de range și după aia probabil poate tot, ori o scădere, ori din nou în sus. Din punctul meu de vedere, mi se pare un grafic foarte urât. De ce urât? Pentru că nu văd o oportunitate foarte clară, nici de long, nici de short. Graficul performanțe relative îmi spune că o să fie destul de mâmbărligate între ele și cât de cât apropiate ca tărie. Deci, cel puțin până acum vedeți că au fost foarte apropiate una de cealaltă. Deci asta înseamnă că am un range. Range-ul ăsta, suntem undeva în partea de sus a range-ului, dar care e partea de sus mai importantă? Ora asta, ora asta. Nu știu, nu mi-e clar dacă linia de roz de sus sau linia de roz de sus un pic mai jos. Deci mi se pare că ar putea să fie aici un fel de range așa ușor ascendent, un fel de zăpăceală și pur și simplu nu văd o imagine foarte clară. Clar, piața nu ți oferă niciodată imagine clară, dar de multe ori ai câteva strategii destul de, sau niște scenarii cât de cât clare. Poate să depășească pragul ăsta să se ducă până la următorul, sau poate să nu depășească pragul ăsta să scadă până la următorul suport. Bun, ai niște scenarii destul de clare. Aici nu văd niște scenarii foarte clare. Pe termen scurt, doar atât, șansa e mai mare să avem un fel de evoluție îmbârligată, nedefinită, prea clar, un pic ascendentă. Cam atât pot să spun de aici. Repet, personal nu văd niciun fel de scenariu foarte clar aici și niciun fel de oportunitate prea bună într-un fel de tranzacționare long sau short. Mie îmi displace absolut graficul ăsta. Nu reușesc să văd mai nimic în el. Singurul lucru pe care pot să îl văd și vi-l arăt, paradigma indicatorului perfect, a fost în trecut, aici, un suport foarte puternic, da, bun, a crescut, s-a dus sus acolo, bun, cade, pare aici că s-a oprit, după care ce face? Evident, în momentul în care s-a oprit și a început să crească aici, mulți au zis, gata, cumpărăm și ne punem stop loss-ul succesul, fostul maxim de aici. Sau alții, dacă scade sub minimul ăsta de aici, vând.
a scăzut violent, rapid, sub fostul ăsta maxim aici. Deci, vedeți, a stat un pic, a ciupit în jos linia roz, deci a dat un semnal de vânzare, după care s-a întors și vedeți unde e acum. Din punctul ăsta de vedere, foarte probabil e să se întâmple pe termen scurt ceva relativ similar și cu linia asta de aici. Deci am putea avea o chestie de genul ăsta, o ciupeală în sus, după care să avem eventual un semnal fals, dar după aia nu mi-e clar ce se va întâmpla. De asta zic, singura certitudine, nu pot să vorbesc de certitudine pe piețe financiare, dar probabilitatea mai mare ar fi doar ceva pe termen scurt să avem o posibilă depășire a pragului ăsta de aici. Că e destul de evident și ar putea să apară niște păcăleli. Dar după aia, nu știu, nu mi-e deloc clar și nu-l văd într-o direcție foarte clară. Tot ce pot să vă spun e că, repet, și fundamental astea două sunt relativ similare, AUD-ul și CAD-ul. Și atunci, din punct de vedere al unei tranzacționări pe termen ceva mai lung, nu e o idee foarte, foarte, foarte bună să mergi pe astea. De ce? Pentru că, în general, atunci când vrei să tranzacționezi, mai ales, repet, pe termen ceva mai lung, e bine să iei, adică gândiți-vă în sensul următor, pariezi pe, adică ce vrei, să prinzi mișcări mari, da? Bun, ce înseamnă mișcări mari pe piața valutară? Înseamnă ca unul să crească, pariezi pe perechea ABC, X, Y, Z. Mișcări mari înseamnă că perechea ABC, de exemplu, să crească, adică moneda ABC să crească foarte mult și moneda X, Y, Z să pice foarte mult. Bun, asta înseamnă ca ce? ABC să fie monedă tare, puternică și XYZ să fie monedă foarte slabă. De exemplu, dacă, nu știu, dă faliment o bancă în Europa, dau un exemplu ipotetic. Asta nu știu ipotetic, dar în cazul de față ipotetic. Euro ar pica foarte mult și ar fi monedă slabă. Dolarul s-ar întări foarte mult pentru că e monedă de refugiu. Deci, în cazul ăsta, euro-USD ar fi o pereche bună de speculat pentru că s-ar mișca mult. Dacă ar fi să se întâmple același lucru, faliment al unei bănci din Europa, AUD-ul și CAD-ul n-ar pica foarte mult. De ce? Pentru că asta ar însemna, să zicem, o nouă criză. Bun, o nouă criză ce înseamnă? Că cererea de materii prime scade. Bun, asta ce înseamnă? Că Australia și Canada nu mai exportă atât de mult. Deci e prost pentru AUD, prost pentru CAD. Amândouă vor pica. Deci, picând amândouă, înseamnă că nu o să fie niciuna dintre astea tari. Deci diferența relativă între ele nu o să fie mare. Deci eu vreau să pariez acolo unde am diferență mare, că ăla e profitul meu. Sau, mă, pierdere, dacă am păiat invers, dar merge ideea de profit, de diferență mare. Pe când AUD CAD, nu au cum să aibă diferențe foarte, foarte mari. Decât dacă, nu știu, să explodează China și atunci se întărește CAD-ul ca o stare de faliment. Să invers, se explodează America, dar nu e puțin probabil să se întâmple asta. Așa. La urmă, nu e o regulă universală, că nu e nicio regulă universală. Din punctul ăsta, da, e adevărat. Nu există nicio regulă universală și asta e și paradigma indicatorului perfect. Nici nu are cum să existe o regulă, pentru că înțelege chestiile astea cu paradigma indicatorului perfect și o să vezi de fapt că depășirile de genul ăsta sunt momente foarte, foarte bune ca să poți să profiți de piață. Paradigma indicatorului spune clar, pe termen scurt este un joc în sumă nulă, nu se pierde nimic, nu se câștigă nimic, totul se transferă. Asta e o lege și a fizicii. Deci, dacă e un prag, o chestie, un indicator, un prag foarte, un trend foarte evident, nu are cum să funcționeze perfect, pentru că nu putem toți să intrăm long și toți să câștigăm. Și atunci urmărește chestiile astea. De asta se zice, așteaptă să confirme străpungerea, așteaptă sau ceva de genul ăsta. Price action, intră oarecum la indicatorul perfect. Price action mai puțin. Trebuie să fie ceva foarte, 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 foarte vizibil.
foarte, 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 foarte vizibil sunt mediile mobile în general de 100 și 200, 50 mai puțin. Da? În general la de 200, pentru că asta e cam cea mai urmărită medie mobilă, deci media mobilă de 200 de zile și liniile de trend și suport. De ce? Pentru că eu am tras aici o linie, de exemplu linia asta roz. Orice trader din lumea asta trage linia asta roz pe minime sau trăgea linia asta roz, la fel o ar fi tras-o oricine. Și atunci liniile astea sunt aceleași cam pe toate graficele din lumea asta. Și atunci apare paradigma indicatorului perfect, când indicatorul e prea evident. Iar prea evident, în general, nu prea pot fi decât trendurile, adică liniile de trend și liniile de suport. Bun. Și DAX mai aveam după asta. DAX. Pe DAX. Pe DAX. Avem un trend ascendent. Trend ascendent care s-a păstrat și foarte, foarte probabil va face și DAX noi maxime, dacă noi maxime istorice. Exact unde a făcut DAX-ul în trecut. DAX-ul în trecut a făcut aici. Nu dau seama cât de aproape suntem sau nu. DAX. Mai are ceva și mai are destul de mult DAX. Dar și aici foarte probabil dacă n-a făcut deja noi maxime cel puțin anul ăsta. Cel puțin anul ăsta cred că a putut să facă DAX. Sau nu, încă nu a făcut. Na, e la limită. La limită să facă și DAX maxime anul ăsta. Și va face. Bun. Apropo de paradigma indicatorului perfect. Uitați-vă de exemplu ce s-a întâmplat aici. E drept în partea de sus. M-am mirat cât de cât că nu s-a întâmplat și jos. Uneori nu se întâmplă aici. DAX a avut, sincer mă așteptam să aibă niște mișcări mai mari în jos. Dar în sus a fost perfect. Bun, s-a dus aici, a crescut, a făcut un maxim. Bun, s-a dus în jos, a testat linia asta. Aici, repet, linia asta roz s-a comportat aproape perfect. Cu foarte, foarte mici înțepături, dar a fost aproape perfect. Mai rar, sincer, se întâmplă. A făcut un maxim aici. După care ce a fost dus, a depășit un pic fostul maxim, un pic l-a depășit, deci aici a fost maximă. După care l-a depășit un pic și a făcut un fost max, nou maxim, după care a picat. După care a depășit din nou fostul maxim și iarăși. După care atenție că s-ar putea să facă același lucru. Vom mai avea și aici niște corecții. Sunt convins că și aici vor fi niște corecții. Însă e o diferență destul de mare acum. Aici cred că vor fi niște corecții mai mici și mă aștept totuși să sparg în sus. Diferența foarte mare nu e atât pe DAX. Diferența foarte mare e aici, pe S&P 500. S&P 500 a spart semnificativ zona asta de aici și deocamdată, pe termen scurt, înclin să cred că e o spargere validă ce s-a întâmplat aici pe S&P 500. Pentru că S&P 500 a făcut noi maxime anul ăsta. Și eu zic că e o părerea mea, nu știu, poate mă dovedesc greșit piețele, dar părerea mea că e o spargere validă aici. Avem șanse pe termen scurt să avem un fel de stagnare, consolidare, șansa mai mare după aceea să o ia tot în sus. De asta dacă mergeai pe investiție lungă, ți-l luai urât pe graficul ăsta pe DAX. Deceniul ăsta s-a dovedit unul destul de prost pentru investiție pe termen lung. Cel puțin pe bursă. Bun, cam asta a fost. Știi că promisese mai mult la început și mai era un indicator, dar nu mai am timp, e deja 8 jumate. Au fost foarte multe întrebări și foarte multe comentarii, mult mai multe decât au fost în conferințele trecute. Asta zice că e un lucru pozitiv totuși, așa că în speranța că a fost mai interactivă decât alte dăți, îmi cer scuze, dar nu o să mai fac acum și RSI-ul, așa că îl amânăm pentru data viitoare. Eu voiam să prezint indicator, dar n-am apucat să ajung și la el. Bun. Și eu vă mulțumesc pentru prezență și pentru participare care în seara asta a fost mai multă decât de obicei.
Oprim aici înregistrarea.